România, ci smedie cartierul care. Sunt un om obișnuit cu o familie normală într-o casă simplă, nu o vilă dotată. Îmi împar curtea cu vecinii totodată. Financiar nu, ăsta nu-i domeniul meu. Veniturile sunt mici, deci nu pot avea mereu. Fac naveta zi de zi pentru a învăța ceva, să fac o școală bună, să ajung undeva, să am un nume, chiar de sunt la lopată. Să dau de aur în viața asta psihopată. Am o mamă și ca oricine am un tată. Nu întotdeauna viața mi-a fost luminată, dar pot să le mulțumesc pentru tot, că știu că au dat și încă dau tot ce pot. Am o viață simplă, sunt un om obișnuit, dar nu fac ce face lumea, fac ceva diferit. E viața mea și cum trăiesc zi de zi, cu cei din jurul meu, familia și prietenii, orașul și cartierul în care locuiesc, cum și ele felul în care eu trăiesc. E viața mea și cum trăiesc zi de zi, cu cei din jurul meu, familia și prietenii, orașul și cartierul în care locuiesc, cum și ele felul în care eu trăiesc. Din 93 eu trăiesc într-o junglă de betoane, cu oameni obsedați și posesori de tancane. Dar sunt mulțumit de tot ce am, chiar de trăiești tot mai greu în fiecare an. Pe primul loc sunt părinții și le mulțumesc, și chiar dacă am făcut vreo rău, ei tot mă iubesc. Am surorile mele, am băieții mei, pe care nu-i pot cumpăra nici cu un miliard de lei. Am o fată care niciodată nu mă va uita, sunt mai mult ca sigur că va fi nevasta mea. Chiar dacă stau printre golani și vreau să fac bani, știu că voi reuși să am ceva. Peste câțiva ani am fanii care întotdeauna mă susțin, le mulțumesc, când pentru ei nici dacă orbesc n-o să mă opresc. Câteodată e mai rău, dar e viața mea, și până n-o să mă opresc, n-o să o facă nimeni. E viața mea și cum trăiesc zi de zi, cu cei din jurul meu, familia și prietenii, orașul și cartierul în care locuiesc, cu și ele felul în care eu trăiesc. E viața mea și cum trăiesc zi de zi, cu cei din jurul meu, familia și prietenii, orașul și cartierul în care locuiesc, cum și ele felul în care eu trăiesc. E viața mea și cum trăiesc zi de zi, cu cei din jurul meu, familia și prietenii, orașul și cartierul în care locuiesc, cum și ele felul în care eu trăiesc.